Grea întrebare. În primul rând aș vrea să spun că Biserica Ortodoxă nu a ars niciodată pe rug pe vrăjitoare și că este o biserică care îl urmează pe Mântuitorul nostru Domnul Iisus Hristos, care nu vrea moartea niciunui păcătos, ci ca toți să se întoarcă și să fie vii. Vrăjitoria este un păcat de moarte, pentru că refuză ajutorul lui Dumnezeu și apelează la ajutorul altor duhuri. Nu mă cert eu cu aceste duhuri și nu știu să le precizez, dar sunt întotdeauna alte duhuri. Chiar dacă cel care practică, atât vrăjitorul, mi-e greu să spun acest cuvânt, cel care face vraja, că și cel pentru care se face, își adoarme conștiința spunând că eu lucrez cu Dumnezeu, cu icoane, cu Maica Domnului, există drac învopsit în alb, sigur că da, există, că diavolul urâtorul de oameni se îmbracă și în îngeri de lumină, ia și chipul lui Dumnezeu, Mântuitorului, și chip de sfânt. Are multe posibilități, este și foarte inteligent și foarte puternic și ia multe înfățișări. Nu se sperie deocamdată de imaginile pe care noi le punem fără să credem, pentru că Dumnezeu zice, fie ție după credința ta. Ce este greșit în această credință? Păcatul este refuzul lui Dumnezeu. Oamenii se duc, majoritatea oamenilor se duc nu de curiozitate, cum spuneți, poate, puțini sunt. Se duc de durere, de nevoi. Au necazuri, nevoi, dureri și vor să scape de ele, ceea ce este normal. Nimeni nu vrea să sufere, nimeni nu poate să îndure suferința și încearcă să scape. Dar ce este durerea? Ce este suferința? Durerea este semnul că ceva nu merge bine cu viața noastră. Dacă mă doare capul, este semn că am mâncat prea mult și mi-am supărat fierea, că am obosit și nu m-am odihnit. Este un semnal, un semn că eu trebuie să fac binele care îmi va aduce mie sănătate. Păcatul, neascultarea legilor firii mele și a poruncilor lui Dumnezeu aduce după sine durere, ca un semnal de alarmă să mă opresc. Și atunci, toate necazurile și toate durerile din viața noastră sunt semnul căderii, al păcatului, al neascultării de Dumnezeu. Pentru noi trebuie să devină un semnal să mă întorc la Dumnezeu și să zic, Doamne, ajută-mă că pierd. Numai că ajutorul pe care ne-l dă Dumnezeu și care este grabnic și binefăcător este un ajutor care ne mântuiește, care ne împlinește dorința sufletului în adâncul ei și nu dorința minții noastre. De exemplu, dacă eu vreau să mă căsătoresc cu un anume băiat și băiatul nu vrea și nici părinții mei nu vor, sau în orice caz, dacă băiatul nu vrea, mă duc la Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să mă mărit cu Ion. Și Dumnezeu zice, eu v-am făcut liber pe amândoi, nu putem forța pe Ion să te ia de creu și n-ai să fii fericită cu el dacă nu te iubește și dacă nu este pregătit să ducă crucea căsătoriei până la adânci bătrânețe. Și atunci o să spună, nu mă mai duc la biserică, nu mă mai duc la Dumnezeu pentru că nu mi-l dă pe Ion, eu îl vreau pe Ion. Și atunci apelează la vrăjitoare, care ce face? Manipulează oamenii, manipulează forțele noastre, puterile noastre, cu o condiție, ca noi să-l lăsăm să ne manipuleze. Și face ceea ce vreau eu, dar nu ceea ce îmi face bine, pentru că eu voi descoperi că nu sunt fericită cu Ion. Îmi dă plăcere de moment, satisfacție de moment, pe moment mă, dar după aceea vine durerea că n-am făcut voia mea, voia părinților, voia lui Dumnezeu și durerea iadului, neliniștea, frica, întunericul, scrâșnirea dinților. Deci păcatul constă în faptul că ne lăsăm manipulați, se încalcă libertatea noastră personală. Da, și când ne lăsăm manipulați de urătorul de oameni, pe prințul întunericului și duhurile întunericului, care ne duc cu niște bombonele. În păcate, mulți oameni cred în existența lui Dumnezeu, dar nu prea cred în povestea aceasta cu diavolul. Păi asta este cel mai mare succes pe care îl are diavolul, este acela de a te face să nu crezi în el. Și oamenii care cred în Dumnezeu ar trebui să-l pună la încercare, să vadă, Dumnezeu îmi rezolvă această problemă. Și aș vrea să înțelegem un lucru. Ce vreau eu de la Dumnezeu? Eu vreau viață și fericire. Și dacă cer asta, Dumnezeu îmi dă. Dar îmi dă dumnezeiește, prin cruce și prin încercare, dar asta îmi dă acum și în veci, viață și fericire. Dar dacă eu vreau pe Ion sau casa aceasta sau mașina aceasta, eu o vreau pentru că mi-închipui că mi-aduce fericire și descoper că mașina a intrat într-un pom, că am omorât pe cineva cu ea că și nu mi-a adus. Dar dacă eu aș fi acceptat ce îmi dădea Dumnezeu ca fericire și bun, atunci acela nu lua nimeni de la mine. Bucuria pe care o dă Dumnezeu nu ia nimeni de la noi.
Dar noi punem între noi și fericirea noastră pe care ne-o dă Dumnezeu, părennica fericire, plăcerile de o clipă, ambițiile. Este o alunecare a nevoilor noastre în ambiții și lipsă de răbdare. Mulți spun că la noi am crescut vrăjitoria și răutatea din cauza sărăciei. Dar eu mă uit cu tremurată cum un om sărac dă bani mulți pe alcool, dă bani mulți pe țigări. Este necesar în sensul că numai asta îmi face bine. E ca și când m-ați întrebat dacă e necesar să mă jerfesc, să suport durerea, să-mi fac o injecție, dacă asta mă vindecă de boală. Sigur, poți să nu suporți durerea tratamentului, dar nici n-ai să ai vindecarea. Pentru că dușmanul meu sunt eu, sunt patimile mele, poftele mele, ambițiile mele, nerăbdarea mea și păcatele mele. Dacă eu mă duc la Dumnezeu întâi ca la doctor, Doamne, vindecă-mă de patimile mele, că Tu poți, atunci... Ca om sănătos, eu mă voi bucura de viață, care e darul lui Dumnezeu. Și mă bucur din plin. E o bucurie pe care nu mi-o ia nimeni. Dar am pierdut drumul acesta. Spuneți, asta e semnul vremii, al nerăbdării, al poftelor deșanțate. Imediat trebuie să obțin ceea ce îmi doresc. Dar vedeți că în vremurile acestea sunt și mulți oameni care fug de diavol și îl ascultă pe Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Dacă vrei să vezi cum arată diavolul și viața în iad, e bine să te joci, pentru că în iad poți să ajungi și prin joacă. Ne jucăm cu dracu, mă iertați, când ne jucăm cu horoscopul. Chiar dacă poziția planetelor și ne-a determinat într-un fel, asta ne determină pe noi ca niște corpuri, ca niște obiecte. Dar noi suntem persoane și Dumnezeu ne face liberi. Și dacă ar fi să fie adevărat, că gândiți-vă ce stupid, că poziția lunii față de mine astăzi mă face să pierd banii, ia gândiți-vă că eu pot să zic, Doamne, Tu să ai grijă de suta mea de mică, n-am alta, și că trebuie să-mi fac astăzi o ciorbă și să-mi cumpăr pâine și Te rog, păzește-mă. Și atunci eu voi ajunge cu banii acasă în ciuda lunii care ar fi vrut să-mi fure banii. Și nu este amuzament, mi se pare, ghicitul. Dacă noi ghicim, de unde avem informația aceea pe care noi nu o știm? Simțim imediat că nu e lucru curat și e bine să fugim de toate lucrurile necurate. Apoi, vrăjitoarea, diavolul, ne pot spune ce se întâmplă mâine dacă eu voi face ce fac acum, ce fac de obicei. Pentru că îmi cunoaște patimile și știe ce urmează. Dar dacă eu de seară îmi fac o rugăciune, dacă astăzi mă spovedesc, mâine viața mea se schimbă total și nu se mai întâmplă. Numai dacă zic, Doamne, miluiește-mă și apără-mă de rău, s-a schimbat viața. Poate fi ghicită numai atunci când eu mă dau pe mâna diavolului. Și el știe. Nu face program și zice, acum faci pasul ăsta, acum faci pasul ăsta, și eu zic, exact așa am făcut. Păi sigur, ai dansat cum ți-a spus el. Dar dacă faci cum îți spune Dumnezeu și nu vorbești cu alții ca să audă diavolul și să-și bage codița, zici, Doamne, cum să fac, fac așa și așa și așa, și te sfătuiești și îți faci cruce, atunci el nu știe cum să strice cărțile. Însă trebuie să fim atenți, pentru că puterea diavolească intră prin acoperișul spart. Deci dacă noi avem acoperișul spart, acoperișul casei sufletului nostru spart, de păcate uitate și nespovedite, de blesteme, de drăcuieli, înjurături, atunci să nu ne mirăm că ne ajung blestemele sau în farmecele sau. Dar dacă noi reparăm bine acoperișul, spovedindu-ne și renunțând la înjurături și la drăcuieli, atunci nici diavolul nu mai are nicio putere. Și un cuvânt, tot ce ne dă vrăjmașul prin vrajă și prin magia albă, cum numiți, este minciună, nu e adevărat, dispare și rămâne deznădejdea, frica, întuneric. Să vă uitați în icoană, să consultăm pe Dumnezeu, să ne uităm la icoană dimineața și să zicem, Doamne, eu sunt omul Tău, eu sunt copilul Tău, eu sunt fiica Ta. Dă-mi mie să primesc ziua de astăzi ca de mâna Ta. Apără-mă de păcat, păzește-mă să nu fac rău, că altfel tot ce mi se va întâmpla e din mâna Ta și Tu să-mi dai putere să trec prin ele și să mă bucur de viață. Să nu uit să mă bucur de viață, pentru că magia mă face să mă bucur de plăcerea pe care mi-o dă actul magic și nu mă bucur de viața mea, pe când Dumnezeu îmi dă bucuria vieții. Aceasta să facem, să-L căutăm pe Dumnezeu și să vorbim cu El și să-L facem prezent în viața noastră. Și să ne cutremurăm văzând cât de dependenți suntem de diavol. Pomenim din clipă în clipă, când trec prin piață, când trec pe stradă, aud din 10 cuvinte, 3 sunt chemarea diavolului și el vine. Nici nu e nevoie să duci până la o vrăjitoare decât să drăguiești. Din mame îndurerate, că
copiii lor au luat o razna și că fac lucruri rele și întreb, l-ai drăguit, l-ai blestemat? Da. Păi s-a dus unde l-ai trimis. Acum du-te și te dezleagă de diavol, alungă-l din viața dumitale prin spovedanie și prin viață curată și o să vezi că se curăță și copilul, se oprește și el. Altfel, face ce i-ai spus. Te ascultă. Aceștia sunt credincioși, sunt oameni credincioși, cu frică de Dumnezeu, cu dorința de a primi ajutorul lui Dumnezeu, dar care încearcă o cale ocolită, care nu duce totuși în rai. Trebuie să fim conștienți de asta. Gândiți-vă, pot eu să-mi pun un talisman la gât și în continuare să fac păcate, să nu mă spovedesc, să nu mă pocăiesc, să lucrez duminica, să blestem, să drăcuiesc, dar să cer Maicii Domnului să mă ajute, fiindcă port acea hârtie la gât. Și dacă o purtăm în buzunar, dacă o citim, chiar dacă ea nu este cea mai curată rugăciune din tradiție ortodoxă, dar nu asta e problema. Dar să faci lucrarea, să faci poruncile lui Dumnezeu, să mergi la biserică, să scurezi viața de păcat, să alungi diavolul din inima și din casa ta și atunci te va ajuta. Altfel, nimeni nu poate să lucreze bucuria și fericirea în locul nostru. Nici Dumnezeu, pentru că ne respectă libertatea, nici sfinții, nici părinții, noi singuri cu puterea lui Dumnezeu. Noi singuri fără puterea lui Dumnezeu nu putem, iar Dumnezeu singur nu vrea. Și atunci noi trebuie să luăm putere de la Dumnezeu, voința noastră să o dăm, Doamne ajută-mă, și Dumnezeu face totul, dar cu voia mea. Așa să ne ajute Dumnezeu.